CSB în primele două etape din, din play-off. A pierdut însă de fiecare dată 1-2. Aici Andres Dumitrescu. Dumitrescu ajunge în marginea careului advers. E foarte bună pasa pentru Cosmin Matei. Vine centrarea. Gol! 1-0. Andres Dumitrescu marchează cu capul. Sepsi deschide scorul la prima acțiune cu adevărat. Dimitrov vândură cu țigăranșul. Dimitrov centrează pe jos, dar oare spinge greșit. Dumitrescu, gol! Ceci egalează minutul 89. Andres Dumitrescu. Care o vinșați colegi, centrare este pe poara a doua. Dumitrescu întoarce mingea, Ștefănescu, gol! Apărării foarte puternic și implicat în dueluri. Matei îi așează lui Dumitrescu. Centrarea lui Dumitrescu, un voleu acolo, gol! Pentru Dumitrescu, frumoasă preluarea la interior. Dumitrescu pasă în adâncime, Ștefănescu, șut din un gol! Celor de la Mediaș, minge pentru Ninai, gol! Vinga acolo, poate face și Șepși în returul de săptămâna viitoare. Poate până atunci însă, Șepși mai marchează cel puțin o dată. Tulca! Oh, ce neatenție! Opa! Ratează neverosibil de acolo! Ce-o fi fost în mintea lui Daniel Popa? N-am văzut de mult o asemenea reacție întârziată. Dumitrescu, o pasă foarte bună pentru... Skonca môže zautočiť po ľavej strane Dumitrescu. Bude centrovať smerom do pokutového územia, tam je Marko. O, ce șansă pentru Grozav! Și ce se dă acum? Gigu Grozava alunecă, n-a fost faul. Gigu Grozava alunecă în poziție clară de gol, parcă e blestemată poartă. Matei pe spate și Minnesota, murit de doi adversari, doborât japonezul Mladinovici, nu Ferenci acum, Dumitrescu talonat acolo de Balaure. Tehnicul Ninai pasă pe exteriorul. Trage la poartă, nu scoate în stânga pentru apariția lui Andres Dumitrescu centra. Cosmin Matei. Matei ajutat aici de Dumitrescu, rămâne la minge. Dumitrescu poate pasa la interior. Erico. Slova Rozorauka, loče stučným. Blisko s Dumitrescu. Ce greșeală face Boateng și acum Ștefănescu, ultima fază, pasa pentru Dumitrescu în fața porții Rondo. Collinger, diagonală, direcția lui Brown. Spate la Rodriguez, că stă foarte bine la acest capitol al paselor precise. Sepsi pasă la interior aici. Dumitrescu în rață, trimite lui Cristian Costin. Merloi trece simplu de un adversar, era Tomáš Marc, încă o dată Merloi rămâne în careul lui Șepși și Merloi se descurcă. Dumitrescu, va fi corner pentru Șepși și pentru... Chibi trece frumos, dar nu reușește să-l depășească și pe Dumitrescu. Foarte bună ieșirea lui Dumitrescu, apoi e minge în centru. Cel cu o prestație foarte bună în această seară. A închis mai mereu cu ce dribling frumos în fața lui Seafer. Titular cert pe postul de jucător de Under 21 după plecarea lui Miculescu, dar pare că a profitat. Nițui mai are câteva secunde la dispoziție Sepsi pentru o ultimă acțiune în care să marcheze. Kiki și a forțat acolo. Dumitrescu în flanc. Dumitrescu trece de doi adversari. Dumitrescu. Dar Bundesliga, spre exemplu, s-a deschis mai repede. Iar fenomenul, pe părerea mea, a fost repede. Echipa lui B
Perco din Seste, formația care trebuie să revină. Are un deficit de 3-1 față de trupa lui Adrian Mutu. Andres Dumitrescu cu o pasă pentru Radoslav. Ninai, mingea trebuie să ajungă mai repede la Dumitrescu. Frumos, frumos dribling-ul pe lângă Dejan Sorescu. Ei, foarte liber este Dumitrescu. Centrarea lui Dumitrescu destul de bună și da, acum purtat de Babal Hasan, s-a lăsat avantaj directe. Ei bine, doar de două ori s-a întâmplat și vorbim aici despre 18 meciuri între cele două echipe în toate competițiile să se termine. Substanțial în Iena Dolho. Dumitrescu. Corpul. Țemul 8-5. Rondon, Dumitrescu centrează din prima, Artean sub minge, Tudorie! Patache. Saltă mingea pentru Mailat, intervenția lui Andreea Dumitrescu. Andreea Dumitrescu, iată, și păstrează sângele rece. O minge lungă în față pe care urmărește Costin. Cristian Costin în același duel cu Andreea Dumitrescu are o repunere de la margine.